Nu pot rămâne indiferent și în față de ceea ce se întâmplă. Știu că această alternativă poate fi o mișcare pe care astăzi oficial declar o inițiez. Mișcarea alternativă națională. Ideea în îmi aparține, echipa mea și alături pe parcursul acestor Noroc, <sus> Salut, prieteni. Sper că suntem împreună. Hai noroc, prieteni, și bun găsit în 2022. Ce mai faceți? Eu e ca trei zile la pat, am bolit, m o calbasit, am luat în vână COVID un pic, m-am simțit like shit, dar acum m-am vizdravlit. Cu ce credeți că trebuie să începem 2022? Cu Ninu, Crițatu și Rinatu nu? No. Vă chiar atât de tare vă pasă de fosturizea politici moldovenești? Nea. Eu zic să începem 2022 cu și aia cu și s-a terminat 2021. Știu că toți așteaptă o alternativă care să îi unească pe toți, să construiască un viitor, să aibă grijă de oameni în primul rând și de interesele lor. O alternativă a lucrului făcut, nu a vorbelor de șarte și a promisiunilor uitate, show ieftine. Ion Ceban anunță despre crearea mișcării alternative naționale, MAN, prescurtat. Un fel de mutant civico-politic apărut în Republica Moldova. Știu că această alternativă poate fi o mișcare pe care astăzi oficial declar că o inițiez. Mișcarea alternativă națională. Ideea îmi aparține, iar echipa mi este alături pe parcursul Acestora. Eu această conferință din 30 de decembrie am văzut-o, cred că de vreo 30 de ori. Am văzut-o ca să mă conving și am vreau să vă conving și pe voi. Vreau să vă conving de faptul că Ion Ceban este la moment cel mai fățarnic politician din Republica Moldova. Eu vreau să trecem prin câteva fragmente ale acestui briefing, conferință de presă, care pentru mine personal sunt niște semnale clare de alarmă. Că omul ăsta trebuiește gonit dintr-o societate care își dorește pe bune conducători integri și onești. Supărarea oamenilor este una foarte mare. Oamenii au obosit de politică, oamenii așteaptă rezultate concrete. Oamenii așteaptă ca ceea ce este promis să devină realitate, nu doar vorbă goală. Oamenii au obosit de politică. у А мне а политика у меня политика не политика ну и он чабан тот и ом ому и он чабан тот у боссыди политика поэтому ради де альтернатива национал а ну просто ман да ман заебит Eu, Ion Ceban, m-am zăibit de banii din culeoc lui Gordodon, care mă hrănesc pe mine și familia mea de ani de zile. Eu, Ion Ceban, m-am zăibit să fac parte din Partidul Socialiștilor, care se numește a Socialiștilor și luptă pentru echitate socială, dar într mai mulți milionari decât la o VIP magazin. Eu, Ion Ceban, m-am zăibit să tac despre fără de clanului Voronin, care pe mine m-a propulsat din genunchi medi de, de copchil, de simba a politicii moldovnești în marea politică. Ha, Ion Ceban,

Avem o persoană care nu face geopolitică. Nu face politic. Până Ion Ceban rugume un răspuns la întrebările de mai sus, mergem mai departe. Mine personal m au vzbisit următorul fragment din conferința de presă. S-au gândit și au declarat că mamele cu copiii mici stau prea mult acasă și cei de la guvernare doresc să scurteze concediul de îngrijire a copilului. Fără să propună crește. Vreo lună în urmă, cantora de macaroane al lui Corneliu Furculiță în TV Moldova lansează acest fake guvernarea vrea să micșoreze concediul de îngrijire a copilului. Iese ministrul Marcel Spătari cu video pe pagina lui de Facebook, 1, 2, 3, explicații, text, demontează acest fake. Eu fac un interviu cu dânsul la internetul grăiește. Din răsputeri încercăm să arătăm oamenilor, wow, wow ajutați-ne să avem putere în fața unei mașinării de propagandă. Este fals că guvernul supune discuției ideea micșorării concediului. Nu supune guvernul nicăieri discuției ideea micșorării. Uh, eu am Guvernul are dorința să micșoreze concediu. Nu. Nu. Și trec câteva săptămâni și iese Ion și continuă să-i dă viață acestui fals. Chiar în, în postarea lui Ion ban în comentarii, Însă și ministru Marcel Spătari, pe care Ion Ceban îl cunoaște personal, îi scrie cu tot respectul, dar din partea ta, Iv Ceban, nu mă așteptam să te falsul referitor la concediu de maternitate. Am clarificat de mult situația, am făcut și texte și video, unul chiar azi, există și documente oficiale, dar adevărul se pare că contează mai puțin pentru politică. E trist că contribui la agitarea spiritelor acolo unde nu este cazul. M-am întâlnit cu direcțiile de asistență socială de la Chișinău, am abordat pe larg subiectul îngrijirii copiilor mici. Păcat că informația nu a ajuns până la primar. Vă credeți că la Ion Ceban nu a ajuns informația? Vă credeți că Ion Ceban nu știe că NTV Moldova a ștampuit un fals și el continuă să-l distribuie, să-l înmulțească? Cât de mărlan trebuie să fii ca să ai conștiința perfectă că faci un rău intenționat? Ca să înțelegi perfect în deplinătatea funcțiilor tale de mozg Ion Ceban că tu continui să distribui un fals. Asta în contextul în care o dai cu jelea și oamenii o obosei de politică. Și noi cu toții spunem... Dar hai să vă mai arăt un motiv de tremuriș pe schinare din această conferință de presă. Fățărnicia lui Ion Cebanu de asta și-o consider mare, pentru că omul e în stare de multe, el are și o băcățică de talent actoricesc. Iar oamenii acestei țări, care și-au dorit schimbarea și-au așteptat și-au avut încredere, sunt astăzi umiliți de cei care guvernează de cei care se facă guvernează, care își pecioarele de noi toți. Sau mai nou cum s-au declarat pe scenă că și-au asumat roluri în acele videouri de mii de euro. De câți euro, Ioan eu Ceban? De mii de euro, repet. Ioan eu Ceban, mai spune te rog încă o dată cu voce tremurând. De, de, câți euro? De mii de euro, repet. De mii de euro? Ca să se complacă în roluri. Rolul, rolurile se joacă în scenă și nu cu viața oamenilor. Neestimați guvernanți. Ion ce bani ne vorbește nouă despre clipuri de mii de euro și roluri jucate cu voce tremurând. Du-te băi în Vasile Bolea de ipocrit și ești. Tu în 2018 în campania ta pentru primărie ai băgat vreo 14 spoturi electorale în două filme de 9 minute despre viața ta în limba română și în rusă. Acolo câte mii de euro s-au cheltuit. Acolo și roluri să jucat în video, a? Probabil că dintr-o parte nu pare așa, dar eu sunt o persoană liniștită, pașnică, un familist. Jos! 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 Știți, eu cred că noi cu toții ne-am confruntat, măcar o dată, la nivel personal, cu fățărnișia. Și ne-am învățat lecția. O cunoștință, o rudă, un prieten, o dat dovadă de niște semnale de alarmă și noi... Am ales soluția după asta. Fie am ignorat, am rupt relația, n-am mai dat bani cum prumut, Dar în politică, cum facem? Doar odată în patru ani avem voie să pedepsăm? Vă pare corect asta? asta? E că vine unul în fața ta și de lucru. Spune că nu mă lucru! Nici un fel de politică! Nu mă lucru el de noapte, nici un fel de politică! Și tu votezi, tu și încă 130 de mii de oameni din Chișinău, îl votezi, îl faci primar și el, și face? El o freacă. El manipulează, el distribuie falsuri. El ies să spune că guvernarea îl urmărește? El ies să spune că partidul de la conducere aruncă pastilii, nirostoare în, în canalizare? Asta e primar? Să stai un șobănaș care strigă, vini lupul, vini lupul! Și tu din când în când ar trebui să-l creez. Dragii mei, pe finalul acestui video, dacă aveți timp și dorință, vă recomand să intrați la Ion Ceban, fie pe profilul lui personal sau pe pagina lui de primar și să-l ajutați, să-l ajutați pe Ion Ceban să nu vzlitească chiar atât de sus cu aripile lui de om prefăcut. Dacă el acasă n-are oglinz, hai măcar noi pe Facebook să-l ajutăm să se cunoască. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc la mulți ani în 2022, multe sănătate, usturoi și un mare mulțumesc patronilor. Cristina Izvoreanu, Marin Marian, Paulina Țurcan, Dumitru Moraru, Virgiliu Proca și Cristina Iordan. Pupicei! Dar știți că eu am făcut acest video, am scris niște teze pe care să le spun la cameră, dar am realizat că niciodată n-am explicat sau n-am apărat vreun punct de vedere care ar explica de ce fățărnicia în politică este un lucru rău. Dar poate, poate asta nu e rău, poate asta chiar e necesar. Poate nu poți să faci politică fără a fi și fățarnic. Politica e un joc, trebuie să știi cum să, să mănivrizi pe la pavaroate. Ei, hey! Eu cred că spate, spate și altfel. Spate și nu fățarnic. Eu așa aleg pentru mine. Eu o asemenea politică îmi doresc. Pentru că eu n-am timp și mă ocup cu altceva, eu pe tine te deleg să te ocupi cu treburile orașului, na Și eu vreau tu să o faci integru, onest, responsabil. Și să nu mă duci din nas nici pe mine să zici pe cel care te-a votat, nici pe cel care pe tine nu te-a votat. Crezi că e posibil? Nu? Poate dacă nu cu tine, atunci cu altcineva? Iaca, iaca argumentul meu. Eu nu cred că nu se poate fără ipocrizie în politică. Și cineva i-a inventat acest joc pe nume politică, i inventat niște reguli și noi ne naștem și gata, nu se poate distrămutat, asta, asta granit, asta piatră, asta veșnic. Ba da, se poate, soarele strălușește și azi. Eu azi mă cred în stare să strămut, să schimba această stare lucrurilor. Naiv, romantic, fac? Dacă și tu crezi la fel, poate suntem mai mulți și într-adevăr să reușim să o facem. Vă, acesta a fost radio punct de vedere, împreună cu mine, un om...